Am făcut cel puțin 50 de flotări pe bune și le-am și filmat, le-am pus pe YouTube, după care m-am rugat de el, cred că vreo 5 ani la rând, l-am băgat în seamă, mi-a dat cu sim, după care în cele din urmă a zis, hai bine, îl bag și eu în seamă că trebuie să-i dau o replică, altfel probabil că o să scrie un articol despre mine și o să fie unul pozitiv ca să mă convingă pe bune să vin într-o emisiune. Cum e cea din seara asta? Ne-am făcut o prezentare foarte clară pentru că vreau să se prezinte chiar el și e un singur invitat alături de mine. E vorba de Ovidiu Eftimie. Salutare și bine ai venit! Salut încă o dată și bine te-am găsit! Cine acasă nu știu că... Mă uit în camera aia când mă prezint. Măi, nu știu, cum simți tu, dar până la prezentare, știi că trebuie să ne salutăm, să te simți bine în emisiunea asta. Așa, dă drumul la live ca să dau și eu share. Fii atent! Eu sunt atent la tine. În viitorul ăsta în care trăim, ăsta va fi un fel de chestiile alea de politețe. Înainte când ne întâlnim, zice, stai numai puțin, ne facem selfie-ul, ne facem share-ul, pozăm mâncare și după aia ne apucăm de treabă. Deja se întâmplă asta, să știi. Păi, și se întâmplă pe bune, n-ai cum altfel, trebuie să fii responsabil până la capăt. Dacă nu ești pe internet, de fapt și drept ai făcut emisiunea degeaba. Sunt unii care zic, frate, lasă că mă uit mai, nu știu, peste 2-3 zile. L-ai avut pe Eftimie în emisiune, super, dă-mi și mie link-ul să mă uit. Da. Cam asta e. Fii atent, intră pe generația lui John, mi-ai schimbat găsit, un pic, mi-ai schimbat făcut, ritualul. Am dat direct share. Ai dat și pe grupurile alea pe care nu știe nimeni că tu ești... Nu, eu nu sunt pe grupuri, mă, de-astea fanii, nu știu. Toată lumea e pe grupuri fanii, nu sunt. Nu sunt pe niciun grup. Tu ești tu și atât, ești autentic până la capăt. Atât că se poate să fie autentic de zilele noastre. Perfect, noi suntem curioși din momentul ăsta despre tine, tu ești subiectul. Uh-huh. Și poate că sunt oameni care nu te știu. Să mă prezint, zici. Să-ți pregătești speech-ul, pentru că aș vrea să avem 60 de secunde, nu mai mult de atât, în care tu să spui ce mai fain despre tine. Dă drumul la cronometru. Da? Ești pregătit? Hai, start, te ascultăm. Salut, sunt Ovidiu Eftimie, sunt un jurnalist și scriitor brașovean. Am lucrat în presa brașoveană până în 2012, după care am venit la București și am făcut Times New Roman. Am venit la Times New Roman și am făcut ceea ce este el acum, că el exista de ceva timp. Și între timp, pentru că am rezolvat cu treaba asta, am gândit că mie îmi plăceau foarte mult cărțile și am mai scris vreo 2-3 cărți și am scris 2 cărți, le-am tipărit la Nemira, a fost foarte fain, sunt în momentul de față cel mai citit scriitor de science fiction din România. Și după aia am zis că poate fac și mai mult, că deja e plicticos fenomenul și acum scriu cărți și le dau gratis pe internet și o să ajungem la discuția asta pe parcurs cu John și vă dau niște cărți gratis. O să fie fain, interesant. Să vedeți dacă vă conving să le luați, așa și chiar și așa gratis. E greu să convingi lumea să citească. Gata, au inspirat cele 60 de secunde? Nu vreți să mai pui nimic acolo? Nu știu, cred că ajunge. Cont bancar, casă, mașină? Am lucruri de astea. Dar nu vrei să te lauzi cu ele, nu în emisiunea asta. Am casă, am o mașină, un Peugeot, știi, adică nu... Înțeles. E hibrid? Nu. E prea mult, nu? Nu erai pregătit pentru asta încă. Sunt old school, nu. Am... Eu am cumpărat mașina de nouă și nu găsesc niciun motiv pentru care să o schimb, că încă funcționează și atunci nu... Poate vorbim cu doamna aceea din București să pună mai multe taxe, pe urmă să mai întrebe iar oamenii pe Facebook chestii. Dar nu să pună, cum? Nu să pună, nu cred că o să pună cineva taxele pentru aia, dar dacă le pune astea, atunci o să-mi iau, dar până acum mașina funcționează, e bună, e ok, n-am cumpărat-o din Germania, că le-s mașini proaste. Eftimie, așa o să spun în emisiunea asta, da, și sper să fie așa. Fair play, adică să-ți placă. Și pe tânără, e ok, da? E bine. Bun, Eftimie, de ce? De ce ți-a luat atât de mult timp să ajungi în emisiunea asta? Suntem atât de mici pentru tine sau suntem prea mari și a trebuit să-ți pregătești cumva toate cuvintele? Mă, n-am luat niciodată foarte serios ideea de a veni, ci sincer. Am zis așa, zic, lasă că o să poată odată și odată și nu știu ce și nu știu cum. Și știi că te-am sunat atunci de Paște, n-am zis, zic, bă, poate ar trebui să am altă... Să spui chestia asta în emisiune. O să am altă abordare. Mi s-a părut că a fost atât de intimă, deci Eftimie m-a sunat așa, pur și simplu, de nicăieri. De Paște, adică, zic, ok, Eftimie, probabil, și a început să vorbească, și a vorbit. Ce s-a întâmplat cu tine? Deci aia a fost o treabă, eu am văzut, știi că toată lumea zicea că de sărbători toată lumea își trimite mesaje, cu fie ca, fie nu știu cum. Da. Și am zis, zic, bă, oamenii care trimit mesajele, dar o fac dintr-un anumit scop, și anume, poate ar vrea să nu fie uitați, poate vor să vorbească, poate nu știu ce. Și am zis, bă, trimite la toată lumea, și am zis, păi dacă omul ăla tot îmi trimite un mesaj, hai să-l sun, să-l întreb ce mai face. Că avem minute într-o veselie, știi? Avem toate chestiile astea, nu ne mai oprește nimic și te-am sunat. Dar ai primit înainte fie de la mine? Ai primit un fie cu lumină, cu de-astea? Da, era o de-asta, de felicitări, de Paști, să sperăm că o duceți mai bine, nu știu. Era o comunicare. Nu cred că am trimis mesaj de genul ăsta, Doamne! Ce faci? Îl verificăm, Doamne, acum, nu știu care a fost. Și vrei să nu-l citești în emisiune, că poate l-au mai primit și alții.
Da. Păi, ideea care e? Că după aia nu mai nu știu de Crăciun dacă m-a sunat. Dacă vedeți pe cineva că te trimite, sunați-l înapoi. Și am sunat pe un tip din Anglia, am mai sunat pe o persoană din Brașov, am sunat pe toți aia care mi-au trimis. Și a fost un exercițiu interesant, am mai vorbit cu lumea. Ai făcut ceva în plus și ceva diferit. Mi se pare foarte greu să faci asta într-un moment în care primești câte 100-200 de mesaje de sărbători. N-ai primit 200? Nu. Înseamnă că ești un tip acolo, așezat la casa ta, care nu are legătură cu spam-ul ăsta de pe... Știi că e un consum de energie și fără rost de cele mai multe ori. Dacă oamenii aveau numărul meu de telefon și au simțit să facă gestul ăsta, ok, am sunat și eu. Noi am selectat acolo, am zis, uite, Eftimie, gata, merită, îi trimis și lui. Da, ai selectat o listă de oameni care... Da, dacă te uiți pe mesaj, dacă tot ai conversația asta cu mine acum și ai fost foarte spontan, că nu pregătim nimic înainte, că na, dacă vine jurnalistul, nu avem voie să facem asta, ai să vezi că, cel puțin din punct de vedere al formulării, mesajul este special dedicat ție. Dom'le, nu era pe WhatsApp, nu știu pe unde. Nu, era pe SMS. Tu crezi că eu am bani de WhatsApp? Ferească Sfântul, acolo te monitorizează toată lumea. În fine, ai înțeles ideea, da? Da. Bun, noi avem o temă de emisiune care pentru mulți dă cu virgulă, pentru alții, da frate, așa este. Tu chiar ai dreptate, e pe bune. Zine, care e treaba cu România și cât de mișto e, cât de faine? Păi dacă vrei, deci eu observ în ultima vreme, am văzut că și voi ascultați Europa FM, asta este un lucru nasol. Dar să știi că jos avem Radio Prahova, știi, local, ne ascultăm unii pe ceilalți. Radio Prahova, bine, ascultați Radio Prahova, nu ascultați Europa FM, nu sunteți nebune, nu mai ascultați Europa FM, pe bune. Deci fii atent, într-o dimineață merg pe, mă duceam la muncă și întâmplător drumul meu pe atunci trecea pe la Casa Poporului, eram la volan și zic, bă, fii atent cât de mare e chestia asta și mergeam și am mai mers vreo 2 km și tot mare era, știi, era îndepărtat, zic, domnule, ce imensă asta și mă tot uitam, zic, bă, e o chestie, adică eu mă duc la muncă și văd cea mai mare clădire de birouri din Europa, știi, o văd toată ziua, adică nu știu câți pot să se laude cu așa ceva. Și dau pe radio. Și pe radio era Vlad Petreanu la Europa FM. Spuneți ce vă face nefericiți în România. Bă, nene, e dimineață, două naibii de treabă. Hai să ieșim un pic mai vioi din treabă. I-am văzut după aia el și cu Moise Guran, al doi oameni foarte simpatici. Nu că îi cunosc personal, adică n-am nimic cu ei. S-au dus la concertul ăla pe plajă, Europa FM, cu toți canalul ăla și s-au suit pe scenă. Îți dai seama, oamenii și l-au venit să danseze. Te duci să dansezi pe Delia, pe dracu știe ce mai e pe acolo, te duci. Au început, cum vi se pare că guvernul, țara, să facem revoluții și alte chestii. Zic, aaa. Și genul ăsta de mentalitate, că e nasol în România, că e nu știu ce, l-auzi peste tot. Dacă vrei, te duci la Digi și vezi pe omul ăla, zi, mic și chel, care e supărat și tot zice că România e nasoală, Cristian Tudor Popescu. Și toți zic chestia asta. Și sunt oamenii pe stradă și numai asta auzi de la fiecare. Bă, că România e nasoală, că România e nasoală. Și zic, bă, te-ai uitat cu atenție la ea? E foarte bună întrebarea ta și atât de bună încât oamenii nici nu cred că își permit un răspuns. Chiar îți place România? Da, pot să-ți dau niște exemple de te dau pe spate. Cu orice ești vrei. Acum purtător de cuvânt pentru vreun partid, ceva? Da, am fost numit de partid, dracu, nu. Pur și simplu, așa, e fascinantă pentru tine, n-ai plecat niciodată din România. Băi, am plecat de vreo câteva ori, dacă mă duc aici de fiecare dată descoper niște chestii absolut mișto, mă distrează la nebunie. Dar fii atent, apropo de ieșitul din Europa, spune dacă există vreun popor din Uniunea Europeană care își permite să facă ce facem noi. Du-te pe teritoriul fostului Imperiu Roman, care vrei tu, și vorbește în română, în partea asta din Europa. Vorbește în română și vezi dacă te înțelege cineva. Că tot auzi astea, tot mai des, de la unul, de la altul, bă, m-am dus la Bruxelles și erau ăia, vorbeau în română lângă mine, ăia vorbeau în română lângă mine, un suedez nu-și permite treaba asta. Un englez vine pe aici și vorbește în engleză, unii îl înțeleg, unii nu înțeleg. Du-te tu la Roma și vorbește, du-te la Londra și vorbește română. Sigur, în trei inși e unul care te înțelege. Imagine și nu înjura, pentru că ei știu deja cuvintele astea. Și chiar dacă nu sunt români, au auzit atât de mulți români în jurul lor, încât înțeleg jumate din oricum, cuvinte. Noi când înjurăm avem o vibrație, adică... Ne impunem, e clar, nici nu contează, trebuie să schimbăm tonul vocii dacă vrem. Deci tu cu buletinul ăla care ți-l dă la 14 ani, așa, care nu folosește tehnic la nimic, sau mă rog, la 18 ani când ești cu buletin și ai drept de vot, tu poți să te duci oriunde în Europa să vorbești în limba ta, să nu știi nicio limbă străină și poți să te duci fără pașaport, fără nimic. Te-ai suit într-un avion, ai dat 60 de euro, te duci în Lisabona și chiar dacă nu știi nimic, vorbești în română, sigur găsești un român care vinde la chioșc, unul care e pe la, pe acolo... Bă, e curier, știi, pe mașină, dracu știe, mai sunt unii care schelner și vorbești cu ei, te înțelegi.
Dacă te duci și ceri o pâine română în Barcelona, poți ar putea să primești și o cinzeacă de vin. Știi, că dai de un moldovean și zici, ce vrem, hai, nu bem și ceva aici. Tu ești foarte bun de ascultat dimineața, când sunt oamenii triști, așa cum spuneai că se întâmplă de fel la Europa FM, sau neapărat că sunt oamenii triști, ci se pretinde toată chestiunea. Pare că am și uitat de coronavirus, până când o să strănuți în emisiunea. Da, am avut gripă anul ăsta. Ai avut? Da, nu mai au coronavirus. Dar erai cu moda asta? Cu ce? Se activase coronavirusul sau? Bă, nu știu, eu nu mă uit la știri. Adică încerc pe cât posibil să evit știrile, pentru că... Evit și știrile, dar și strânutul în public. Că mi-e frică. Serios? Nu pot să mă uit. Deci m-am uitat azi, era o știre pe Digi24, spuneau că sunt cei mai ascultați și cei mai citiți. Și zic, uite, asta e cea mai mare publicație de fake news din România. Păi ce mi-au dat dezastrele alea pe la... Se și laudă, știi? Au dat dezastrele alea că oamenii fug din magazine cu dălea în spate, cu nu știu ce, au tot dat cu pericolul. După ce acum un an jumate au dat cu balena albastră, dacă mai ții minte, când era balena albastră un pericol, știi, când ni se sinucideau copiii, mai ții minte, John, tot pe la Digi era. Și bă, ăștia tot dau știri de astea și am început să ignor, pentru că nu mi se pare că e real. Păi poate un soi de concurență, te-ai gândit? Adică... Na, nu că noi facem cu umor, asta era planul de la început. Oh, Doamne. Și când au pe ministrul sănătății, eu în primul rând nu știu cine e ministrul sănătății, tot timpul e un altul. Că eu nu știam cine e prim-ministrul României, adică mă uitam așa, zic, Doamne, nu mai e Tântica, este un domn, dar știam că e domnul, doar că Tântica încă era în mintea mea. Deci l-am auzit pe, nu știu, ministrul sănătății spună ceva și am fost convins că minte. Că nu am auzit un ministru al sănătății vreodată să spună adevărul. Și atunci... Dar eu știu tot statul minte. Adică am fost 50 de ani în comunism și acum, băi, serios, uitați-vă și voi, ați auzit vreodată vreun reprezentant al statului să spună adevărul? Nu. Atunci ce te agiți? Când îl auzi pe ăla că vorbește, știi că exact invers și îți vezi de treabă. Asta e rețeta. Da. Nu cred... Și cum facem? Trebuie să ne convingi ca să ne încredem în tine. Aha. Știi că practic și tu acum ești un soi de influencer. Păi nu ne-a dat, mă, Dumnezeu sau Darwin, cine alegeți, tabora, nu ne-a dat raționament. Ne ducem și ne descurcăm, gândim și noi cu capul nostru. Ne-a dat acum Facebook-ul, feed-ul acela și din când în când ne mai apare câte ceva. Mai dăm un like, mai pretindem ce ne place, mai dăm un share dacă vrem să impresionăm. Trebuie să ieșim din feed, că dacă ieși din feed-ul ăla de Facebook, afli numai chestii fantastice și frumoase, inclusiv despre țara asta. Ia auzi pe aia, știi, uite, o poveste de asta foarte drăguță, știi că tot circulă pe presă din când în când, domne, când am făcut barajul Porțile de Fier, am inundat insula aia, Ada Kaleh. Și, tragic, știi, e trist. Și eu zic, bă, foarte bine am făcut. Pentru că avem curent electric în țară, nu aveam la ce să ne încărcăm telefoanele dacă nu aveam chestia aia. Important curent electric. Și ce, am îngropat niște turci. Mulțumesc frumos, ai stat 600 de ani aici, nu m-au luat bani, n-au făcut nimic. Că la Constantinopole știau să facă, te-ai uitat, au tras arhitectură pe acolo. Păi aici nu mai cereau bani. Ok, au stat 600 de ani, n-au făcut nimic, le-am mânecat și noi un oraș. Mare chestie, avem curent electric. Păi avem curent electric în România. Tu știi ce fain e să ai curent electric? Nu știi, că unii au uitat că în comunism nu aveai curent electric. Acum avem. Și când spune lumea, zice, băi, fii atent, România e o țară foarte nasoală. De cuvântul ăla pe care nu-l folosim, că suntem la televizor, da, știi, da, da. Și avem niște reguli. Și când toată lumea spune asta, zic, bă, da, serios, uite-te și tu un pic în jur. Dacă toți suntem proști și handicapați și răi intenționați și nu știu, uite, de ani de zile avem curent electric, apă, toate astea, funcționează cât de cât. Nu funcționează la parametri optimi. N-avem cele mai mișto străzi din lume și n-avem toate astea. Dar dacă te uiți așa un pic, în fiecare oraș vezi câte o chestie nouă, făcută în plus și alte treburi. Uite, eu știu că atunci când sărăcia e la cote maxime, da, cum ar putea să fie, să zicem, în România, se mai deschide încă un casino, știi? Și încă un casino, câte o chestie asta cu păcănele. Bag de seamă că dacă am deschide cât un neftimie în fiecare oraș, s-ar schimba total lucrurile. A, nu s-ar schimba, mă, nu sunt atât de util. Sunt oameni mult mai utili pentru... Nu, e foarte util și pentru emisiune, dar și pentru ce se întâmplă dincolo de emisiune. Sunt faci să mă simt special, adică zic, Doamne, rămân în România, nu mai plec. Jur, îți chem toți tinerii care au stat pe scaunul ăla și au zis că gata, plec, pentru că, uite, tu pare că crezi o nouă lume. Era cu vopsea, nu știu, e lavabilă, zi-mi. Eu am fost, am purtat discuția asta la un dat, nu am dat cu vopsea, e același lucru, eu știu ce țara asta, adică văd și gropile, să fim serioși. Văd ciulinii, văd o grămadă de persoane antisociale care fac diverse gesturi antisociale care nu ne plac. Putem vorbi în termenii ăștia până ne plictisim. Eu am vorbit cu niște copii de ăștia, niște liceni și ăia cam toți discutau despre cum să plece în străinătate. Clar, erau de la licee bune din București. Și ziceau, bă, ce să facem?
Că nu, plus că ni se aruncă în cap toată chestia asta, că ei, generația Z, iară sunt cei mai nasoi. Și zic, bă, stai liniștit, că și eu când eram, noi eram cei mai nasoi, așa ne spuneau adulții, că voi sunteți o generație inutilă. Și zic, o auziți și voi și probabil o să o auzi și o audă și copiii voștri. Și cu plecatul din țară a zis, băi, duceți-vă, da, bineînțeles, du-te, fă-ți acolo, obține toate informațiile posibile. Dacă poți să devii un bun profesionist în domeniul tău, fă-o. Dacă poți să devii un medic excelent, un inginer excelent, un ce. Și după aia, gândește-te un pic, dacă vrei să vii aici, să-i ajuți și pe ăștia mai proști. Depinde numai de tine. Dacă tu ai impresia că oamenii care au făcut țara asta au făcut-o în ură, te înșeli. Au făcut și ei ce au putut, cât i-a dus mintea. Bă, n-am fost cei mai deștepți. Dar de bine, de rău, uite. Într-o parte este Rusia, uită-te la ea. Este un imperiu enorm. Și noi, de bine, de rău, am rezistat pe aici. Am reușit să ținem țara asta în fruct. Păi tu știi că ăia ne-au furat o bucată de țară. Dacă ții minte de la istorie, ne-au luat o bucată, Basarabia, cu totul. Bă, noi de 30 de ani suntem o țară mică și amărâtă care duce un război cu Rusia. Pe toți pereții, știi, Basarabia e România. Asta e una, dar războiul cultural e altul. Că noi luăm toți moldovenii aia, le dăm pașaport românesc și aia pleacă nu e. Unde vorbim cu ei? Știi? Că tocmai spuneam că... Și dacă poți să vorbești cu Putin, oricând poți să-i spui, băi, am înțeles că e la țara asta, dar noi nu facem schimburi de terenuri. Avem Gigi Becali pentru asta, că vreți afaceri cu terenul. Păi noi ne interesează oamenii ăia, că ăia sunt frații noștri în principiu. Am stabilit, am semnat o chestie cu ei când s-au unit aia în 1918, am bătut palma și am zis, bă, voi sunteți în România, deci noi vă respect. În principiu, dacă erau în mijlocul oceanului, trei oameni sechestrați de pirați, trei români, România s-ar fi dus să-i salveze. E, acum avem 3 milioane sechestrați de cel mai rău imperiu din istorie, rușii. Ok, și ei recuperăm bucată cu bucată, să rămână ăla cu țara. Da, bă, liniștit, du-te și stai acolo. N-avem loc unde să ținem 3 milioane de moldoveni? Eu zic că avem. Avem spațiu, avem suficient de băut și de mâncare și noi în momentul de față ducem un război cu Rusia și le furăm o țară. Spune-mi tu altă țară din lume care are tupeu să poarte războiul ăsta cu Rusia. Tu știi că ăla e nervos pe gestul ăsta. Și pe lângă chestia asta avem și rachete în partea aia. Și după aia putem să-i spunem, domnul Putin, nu e prima oară când vin oamenii pe aici să ne bată. Nu știu cum să spun. Ai aflat despre români chestii, te-ai documentat înainte, că au fost mulți care nu mai încăpeau pe planeta asta, știi, nu mai aveau loc pe la ei pe acasă, au venit aici și eu, bă, vreau pământ, apă, dar nu vroi ca să vă laud, nici nu voi să te înspăimânt. Știi ce s-a întâmplat cu ei, nu? Ce s-a întâmplat cu ei? Nu știu. Nu știi? Nu știu, spune-ne. Au venit o grămadă de oameni, mă, pe aici să facă gestul ăsta și s-au dus apă și un pământ. Deci cum vine așa pleacă. S-a ales o apă și un pământ. Da, și că dacă ne coborâm așa cu picioarele pe pământ, i-am dat seama că totuși sunt oameni care pleacă în străinătate doar ca să lucreze pe bani puțini și când se întorc, nu se întorc ca să schimbe, ci ca să se laude cu banii pe care i-au câștigat acolo. Nici nu contează ce au făcut. Și avem foarte multe business-uri chiar și în România care funcționează și sunt cumva imorale, dar se câștigă bine din ele și studentele nu mai trebuie să meargă la partea de studenție, ci merg direct la... Te referi la videochat? La videochat, uite, vezi că știi? A, da, e o problemă noastră. E o problemă? E o problemă sau e o realitate și atât? E România mișto pentru că are foarte multe femei care stau în fața camerelor și camerele nu sunt dezbrăcate, doar femeile. Măi, asta este o chestie care ține de, uite, dacă vrei să discutăm de situația femeii din România, este foarte nasol că asta este o alternativă pentru ele. Eu am o părere, în general, mă rog, eu mă cer cu femei, mai discut așa, dar pentru că am impresia că sunt niște oameni egal nouă și în principiu te ceri ca la egal la egal, cum aș contrazice cu tine. Și nu mi se pare ok ca să existe o alternativă viabilă gestul ăsta de a-ți arăta treaba pentru bani. Dar cred că se va rezolva în timp. La fel cum s-au rezolvat multe chestii. Dacă spun că în 1990 Dacia era cea mai proastă mașină din Europa și acum uită-te un pic, nu o să mă crezi. Nu știu cum ai ajuns la zona asta de pozitiv. Pare că toate lucrurile au o rezolvare în România. Deci toate deci noi trebuie să te ating cu ceva, trebuie să fie ceva acolo să spui gata, frate, asta nu, asta deci nu mai merge. Deci obsesia noastră e că trăim în prezent. Și dacă trăiești tot timpul în prezent, zici aoleu, acum e nasol. Păi e nasol. Tot timpul e nasol. Dar dacă te uiți așa pe termen lung, o să ai tot felul de surprize. Zici, păi cum? Dar Dacia era o nenorocită, nu se închideau ușile.
N-avea oglinzi, avea bordul ăla. Acum toți ăștia, toți oamenii ăia de la Mioveni o fac. Sunt aceiași. Cred că e unul pe fabrică care probabil a făcut și Dacia la 1300 și acum face cea mai populară mașină din Europa. Cea mai populară mașină din Europa, corect? Corect. Aici se face. Bine, și în Maroc. Or să zic oamenii că te-ai supărat pe femei suficient de tare încât să le compar cu mașinile, da, mă rog. Nu. Eu zic că asta este o situație temporară, treaba asta cu... Cum că e tanti aia care spune, vreau să fiu o femeie independentă și, și mai nu a făcut și o piesă, se numește Jet și nu e de la apă. Să apreciem toate variantele de expresie artistică pentru că, băi, fii atent, în principiu arta trebuie să se exprime, da? Lasă-o să se exprime cum vrea. Și cred că treaba asta cu videochatul se va rezolva când, nu știu, o să... O să fie și bărbații frumoși, nu doar femeile, sau când? Nu, când o să existe acea mentalitate și acea idee în societate că poți să câștigi aceleași sume de bani de care vorbesc alea și fără să fii, să-ți arăți aia. Uite, atât de gravă situația, când avem niște ecrane mari în centrul orașului, în Ploiești, și acolo scrie, e reclamă, știi, și scrie foarte clar, non-adult, știi, adică arată o tanti, arată că va câștiga foarte mulți bani, da. Și, pe urmă, e un banner care scrie non-adult, non-adult. Și când stai și aștepți să facă, zi, semaforul pentru trecerea de pieton să facă verde, sunt niște, băi, cred că n-au 18 ani multe dintre ele, și se uite, uite așa. Unde e salariul minim pe economie? Nu mai visez la salariul minim pe economie. Și uite, e non-adult. Da, dar este, asta ține și de o problemă mai mare, că lumea încă e obsedată de bani de aici, că încă n-a înțeles că banii nu există și nu s-ai noștri. Bănuiesc că știi că banii nu s-ai noștri. Nu știu exact la ce te referi. Că sunt, că sunt digitali. Tu ai bani că... la tine? Bancnote te referi? Ai bani la tine, da. Vrei să vezi dacă... Da, scoate o bancnotă la tine în buzunar, ai? Vrei să scoți o bancnotă? Da. Hai să scoatem o bancnotă. Da, pregătește, stai, nu face chiar așa, nu face direct. Vezi că ești la televiziune și cumva trebuie să primi, chiar ai bani. Măi, domne, acum e, n-avem voie să arătăm. N-ai un caragiale la tine? Nu, ai voie să arăți cum să n-ai voie. Acum e bancnota asta. Uite-te pe ea. Acum e. Ia. Ce vrei să-mi arăți? Ce, că scrie pe ea Nicolae Grigorescu? Acum e bancnota, că teoretic e a mea, dar acum e. Că e Sărescu sau ce? E a lui Sărescu, s-a semnat pe ea, e a lui. Știi cum își trec ăia pe haine, pe casă? Hai, fac notă. Da, de ăștia 10 lei pot să mă duc să-mi iau aproape o cafea. De-aia mai scumpă. Nu. No. Adevărata valoare în viață nu se stea. Adevărata valoare în viață e să fiu, dă banii înapoi, că eu trebuie să mă duc. Îi mai vrei, da? Da. Dar stai un pic așa. Da, sau de fapt poți să-i păstrezi dacă te distrezi. Nu. Adevărata valoare și adevăratele chestii pe care le poți învăța. Iată că s-a întins suficient de bine după bagnotă. Sunt tot felul de, cum le zic americanii, skill-uri. Așa. Știi? Și banii sunt o chestie secundară care ți apar pe parcurs. Niciun om care a făcut foarte mulți bani nu s-a gândit, bă, vreau să fac bani. Că dacă vorbești cu ăla, cu Elon Musk de la Tesla, ăla nu o să vorbească despre bani. Sau Bill Gates, tu l-ai auzit pe ăla vorbind vreodată despre bani? Că, domne, mă gândeam să am mai mulți bani sau ceva de genul ăsta, nimeni nu făcea gestul ăsta. Bine, mi se pare că oamenii ăștia și-au dorit foarte mult puterea, știi, și n-au recunoscut treaba asta, nu s-au gândit la bani, dar au avut bani suficienți cât să își creeze un imperiu. Știi, când îți faci o fundație și spui, mă gândesc la oamenii care sunt săraci, care n-au unde să se ducă să-și facă nevoile și nu avem un sistem de canalizare. Și... Oamenii care reușesc în viață, într-un domeniu, în orice domeniu, se duc, bărbați, femei sau cum ce vor, nu pornesc cu gândul să fac bani. Pe atunci nu mai merge la școală, pentru că la școală asta am învățat. Pune mâna, pune burta pe carte, învață ca să-ți găsești tu un job acolo, să iei niște bani ca să ieși să mănânci. Și cum e aia, îți găsești un job, îți plătești taxele, ratele, îți faci o familie și mori. Da, fi util în societate în general. Pentru tine și pentru ceilalți. Iar dacă ești super util, dacă faci o chestie super utilă, îți vor apărea bani de undeva. Banii sunt, n-au legătură. Lumea îți va da bani. Dar nu trebuie să fie ăsta scopul principal. Îmi place, te apropii foarte mult de subiectul pe care noi de fapt îl avem în centru zi emisiunii. E despre tine? Ce? Tu faci bani făcând ceva util? Măi, eu nu știu dacă fac ceva cu adevărat util, dar știu că în general sunt plătit când mă apuc să fac ceva. Fără să caut imediat să-mi pun în target, zic, băi, eu vreau să câștig 3.000 de euro din chestia asta. Eu încep, zic, vreau să fac chestia asta. Tocmai ce am aflat, cel puțin o sumă estimativă, un câștig estimativ pe care îl are un jurnalist
Nu, bun nu, din România. Nu, aia e, am dat o sumă la întâmplare, nu sunt. Și că deci, mă jignești, nu mă lua cu 3.000, ce să fac cu 3.000? Deci dacă mă apuc și fac o chestie, ea va produce bani și va face chestii în continuare atâta timp cât am făcut-o de dragul de a o face, încât... Și că ești Robert Kiyosaki, tot pe bune. Nu trebuie să mă gândesc, dar nu sunt Kiyosaki, ăla are proprietăți, m-am văzut la el, am văzut videoclipurile, e trist omul ăla. Ăla cu tată bogat, tată sărac. Da, ăla. Ai văzut videourile lui? Eu am văzut un video că ești cu Buhnici, l-a jignit foarte tare pe Buhnici. Și cred că de atunci l-a evoluat foarte mult. Buhnici, nu Kiyosaki, Kiyosaki s-a supărat un pic. Da, nu, eu nu vreau să ajung acolo. Am văzut, Buhnici m-a întristat incredibil când mi-a arătat casa aia. Și zic, wow, cum e să stai într-o casă care nu e a ta? Bă, ce, că vin foarte mulți oameni acolo ca să... Nu, era făcută cu bartere, cu chestii care nu știa cum funcționează, că n-a făcut-o el, a făcut-o diverse firme și alte chestii. Hai că o să fac și la fel. Mi se pare foarte tare un român în România care chiar reușește pe barter să își construiască o casă. Foarte tare, frate, el a putut, noi încă nu. Da, mă, nu e casa ta, ești nebun la cap. De-aia este în câmp, stai așa. Tu stai unde, tu unde stai, ești mulțumit unde stai, ai ales tu unde stai, ți-ai ales tu robineții din perete? Da. A, el practic nu și-a ales absolut nimic de acolo? Nu știu, și-a ales o chestie de asta tehnologică. Îmi pun ăsta ca să am o de aia tehnologie. Bă, tu ți-ai ales robinet sau nu ți-ai ales robinet? Te duci și l-ai cumpărat tu. Dacă te trezești dimineața și-ai stricat, ce faci? Aia, nu supăra, bă. Zic așa ca idee, m-am tristat, zic, auleu, ce tristă e chestia asta, este super, cea mai deprimantă treabă. La un dat l-au prins cu camerele video, știi, că nu erau securizate. Pentru că nu sale lui, că dacă nu ți le montezi, tu te gândești la treaba asta. Așa. Apropo de ce al meu... L-au prins în ce sens? Că... Păi, nu erau securizate camerele video și puteai să accesezi camerele video de la el din casă, de oriunde, de pe internet. Serios, a întâmplat asta? Da, Doamne, a fost la un dat. Trebuie să mai stau pe internet. Uite, da, câte, făceau ăștia glumele astea. Câte chestii poți să ratezi? Și era o chestiune de dat pe net sau... Mă, nu știu, s-a discutat pe internet la un dat. Sigur, a fost tot o strategie de marketing. Mi se pare foarte greu ca un tip precum Bugni să... Tu ai văzut unde e casa aia? Eu nu vreau să mă duc acolo. Nu știu unde este. Ai zis în câmp, dar am văzut niște... Da, e da, sol, da, dracu. El se simte bine acum dacă unii din plăci vorbesc despre el. Da, toare, bă, îi pasă prea puțin, că nu știu, are un vlog, are toată lumea, toți ăștia, oamenii tineri, se uită la Buhnici, că e așa... Nu se mai uită, de când a plecat de la ProTV, nu se mai uită. E, se uită. Nu e, că e bine. Mișto. Noi trebuie să le dăm altă ideală, să spunem, băi, fiți atent, fără bani, deci nu banii contează. Faceți ceva interesant și banii vor veni, deci, uluitor. Recompensa este, la un dat, poate să te dărâme, să rămâi șocat de către... Sunt de acord cu tine. Vorbind acum serios, sunt foarte de acord cu tine. Serios. Dar hai să ne gândim la momentul în care cineva chiar aude ce spui tu, te apreciază foarte tare și totuși, făcând lucruri utile, banii nu vin. Nu-i așteaptă, dar ei nu vin. Unde greșește omul ăla? Dă-mi exemplu ăla. Nu știu, un tip care scrie pe internet chestii foarte faine, vinde cărți moca... Da, poate nu. Prietenii să organizeze petreceri. Poate nu scrie chestii foarte faine, că trebuie să te gândești și la asta. Știi? A, deci el crede că este util societății, dar de fapt e el posibil. Nu este. A, da, trebuie să te verifici un pic dacă ești util sau nu. Cum? Ce instrument de măsurare alegi pentru asta? Păi aia, banii. Publicul? Dacă, a, deci tot ajungem la bani cumva. Da, da, ea sunt, îi folosești doar ca o metodă așa, știi, ca să estimezi, bă, eu mă drept în direcția bună, că încep să-ți vină bani în direcția aia, dar nu... Nu este, nu trebuie să fie scop. Ăia sunt doar așa, știi, ca să afli temperatura în casă. Uite, să spun fază cu România. Zi-mi unde lucrează cei mai mulți specialiști în medicină români. În ce țară din lume? Vrei iar să ridici România în slăvi? Păi nu. Cei mai mulți meseriași în medicină lucrează aici. Cei mai bogați români, cei mai bogați oameni de afaceri din de origine română sunt în România. De ce? O fi bine. Știi aia care au zis, bă, mă duc că nu pot poate să fac... Poate de fapt e mai ușor de fentat ceva în țara asta. Nu, bar n-am. Dar nu e, adică, nicăieri nu e ușor. Știi de aici e mai simplu. Aici, adică toată lumea vorbește în continuu, domne, ce bine e să-ți faci o firmă în Finlanda, în Norvegia, în nu știu unde. Că e ușor, te duci doar cu buletinul, te duci și faci mâna cu mâna la finanțe și ea îți dau autorizația. Bă, dacă e așa, de ce nu sunt foarte mulți miliardari români cu afaceri în alte țări? Sunt aici. La fel și foarte mulți medici foarte buni sunt aici. Fără să mă refer la medici, pentru că e un alt palier, adică cumva e mult mai serioasă treaba deci, acolo. Pe lângă toți medicii aia care sunt cu șpagă, că auzim de ei și așa, auzim constant deci, de... la urmă și partneri. Deci, deci okay, auzim bun. De aia, dar nu trebuie să te uiți numai la aia. Uită-te la toți aia care fac operații record mondial aici. Era la ministrul sănătății și a cumpărat el o diplomă că a făcut o operație de record mondial.
diploma a cumpărat-o, nu e o problemă, dar operația a făcut-o în sine, deci a făcut o chestie ieșită din comun. Îl avem pe neneala care a lăsat-o gravidă pe femeia aia la 67 de ani, care este o performanță medicală destul de tare, pentru că în lume mulți oameni au probleme cu fertilitatea. E o discuție și bă, avem și ăștia. Te uita numai la aia care ia o șpagă. E ca și cum te-ai uitat tot timpul, ai sta în arestul poliției și ar veni numai oameni arestați și zice, bă, toți românii sunt infractori, că îi vezi doar pe aia din arestul poliției. Și deci, aici ce români ai întâlnit? Polițiști și infractori. Deci cu așa sunt toți românii. Cu tine ori s-ar deștepta poporul român, nu că ar fi prost, doar că este uneori prea atent la televiziune, okay, care ar trebui să dea faliment ca să nu se mai întâmple toate poveștile astea. Uite, dar să spune fiecare dimineață chestia asta, deșteaptă-te române, spune la radio. Tu asculti Radio România Actualități? Da, am mai ascultat și ele. Din când nu știu, am rămas surprins. Nu știu, ai auzit asta cu imnul? Nu. Nu. Nu știu, dar nu ei, acolo e o depresie națională, eu înțeleg de ce. Și nu știu dacă este intenționată sau dacă treaba asta vinde. Dar faptul că e mișto în România nu exclude faptul că e greu. Dar știi cum e? Măsura unui om e dată de obstacole pe care trebuie să le depășească. Eu zic că ne-am descurcat bine în istorie, voi, până acum. Acum ne mai lovim așa de niște nebuni de ăștia de la TV? Eu am avut o conversație cu cineva important care mi-a zis, bă, te-ai uitat la televizor zilele astea? Eu zic, bă, nu. Păi uite, sunt doi care se ceartă, nu știu dacă mai e fenomenul, deci cred că s-a curățat acum vreo săptămână sau două de când e cu Asia Express sau nu știu ce. Așa. Și sunt doi de ăștia care sunt iubiți cu Viorica, da. Zic cu Viorel, te rog ajută-mă că nu știu. Vulpița și... Bravo, Vulpița și... Un cetățean. Hai că tu trebuie să știi, pentru că tu ești mult mai conectat la treaba asta. Vulpița și... Am auzit, nu știu, Viorel, Viorica, să zicem. În fine. Aia. Mai ăștia doi sunt mai importanți decât toate legile care se dau în România, sunt mai importanți, cel puțin așa pentru discuție, mai importanți decât orice până la coronavirus. Deci de când s-a întâmplat treaba asta cu bă, nu mai strămutam în fața mea, deci spalte pe mâini. Acum, toată lumea era cu Vulpița. Și eu mă uitam la unii oameni și nu înțelegeam despre ce vorbesc. Și vorbesc despre faptul că au foarte mult timp liber și nicio problemă. Asta spun. Nu-mi pare că au mult timp și multe probleme pe care nu și le rezolvă. Pentru că efectiv stau. Știi, când stai, problemele nu se rezolvă, ci se adună. Da, asta e adevărat. Dar ce spuneau ei că știau faza cu Vulpița, spuneau că au foarte mult timp liber. Eu nu mă uit la treburile astea, dar nu că sunt un cetățean, un intelect superior. Eu trag de mine să vină un invitat mișto în emisiune și Vulpița uite ce face. Știi, era frustrant. Pentru că oamenii vorbeau, băi, cum, nu știi de Vulpița? Zic, bă, înseamnă că este analfabet. Ceva nu e bine. Păi și care-i treaba? Lasă-i și pe aia să vorbească despre ale lor. Fiecare are distracțiile personale, știi? Eu mă uit, de exemplu, mie îmi place science fiction. Altora le place ce face Vulpița, habar n-am. Fii atent, înainte de a merge către zona de carte, de cultură, de... Așa. E o zi importantă astăzi. Spune-mi ce zi este astăzi. Da, este ziua lui Ion Iliescu. De asta trebuie. Nu, deschid. Următoarea, este ziua... E ziua internațională a scriitorului, dar nu te baza pe asta. Ok, noi avem o primă provocare care de fapt este o rubricuță, se numește Sună și Mulțumește. Uitați-vă la Eftimie, nu la mine. Se numește Sună și Mulțumește. Ne-ai mai făcut la fel, e bine, nu putem să regizăm nimic cu tine. Așa. Ceea ce înseamnă că tu trebuie să te gândești foarte bine la o persoană căreia vrei să-i mulțumești, îți dorești să-i mulțumești, e în viață. Așa. Da. Și n-ai apucat până acum să-i spui mulțumesc, că te-ai luat cu altele și au trecut anii, s-au trecut zilele. E ok, nu, eu am vorbit cu oamenii ăștia, în general vorbesc cu oamenii cu care am chef să vorbesc, ca dovadă sunt aici. Am înțeles, e da? De bine, de notat. Deci dar în măsura în care fac gestul ăsta... Ai pus mâna pe telefon, e bine? Nu, am pus mâna pe telefon să văd dacă avem oameni care se uită Se uită, să știi, să știi, dacă nu se uită acum, se uită mai târziu. Iau niște fragmente și spun, uite, Ovidiu despre coronavirus, da, o Eftimie despre coronavirus. Ți-am zis că nu o să fac gestul ăla. Nu o să suni pe cineva să-i mulțumești acelui om? Pentru că, nu. Păi frate, mersi pentru hosting-ul. Fii atent, ai numărul lui Patriarhul Daniel? Că pe el sun și zic mulțumesc. Dacă ți-a spune da, ai suna? Putem să-l sunăm, poți să-i dau un SMS sau crezi că răspunde? Da, normal, cum sunt la ora asta? Nu știu, nu fi la rugăciune. În fine, poți să zic, domnule, mulțumesc pentru catedrala aia, mie mi se pare mișto. Și uite, așa schimb subiectul. O să refuzi o rubricuță care te-ar fi scos foarte tare din zona de confort, dacă ar fi fost să sun pe cineva pe cine ai fi sunat.
Eu fac o grămadă de chestii care mă scot din zona de confort. Nu trebuie să fac chestiile care vă scot pe voi din zona de confort. Pe mine orice mă scade din zona de confort. Da, păi nu, fiecare om, știi că sunt oameni care fac bungee jumping, că ei așa simt că ies din zona de confort. Eu nu simt nevoia să fac gestul ăla, dar am alte lucruri pe care le fac, pe care nu le fac oamenii de rând, nu știu. Sau nu oamenii de rând, oamenii în general. Dar niciun caz să suni să spui mulțumesc. Nu la televizor să fac gestul. Dar ai spus mulțumesc de-a lungul timpului. Am spus, da. Adică nu e atât de imposibil pentru tine. Da, dar nu o să o fac la televizor. Știu, știam că nu-ți faci asta. Chiar știam. Nu, asta e. Dar cred că în timp ce am lansat această provocare, pe care cumva ți-am anunțat-o și înainte de emisiune, tu te-ai gândit la niște posibile persoane pe care să le suni, în cazul în care insistă prea tare prezentatorul. Da, dar nu... Nu știu că e fără șansă. Adică eu am încetat războiul înainte să scot armele. Există oameni, guverne care m-au dat în judecată încercând să-mi facă, să mă convingă să zic ce zic ei. Nu... Sunt instituții ale statului care m-au amendat în mod repetat, au încercat să mă amendeze, să vorbesc ca ei și nu funcționează. Ce înseamnă că ești un tip vertical? Nu cred. Eu sunt convins. Dacă ceea ce spui este corect, dacă ceea ce spui... Un pic încăpățânat, dar nu știu. Verticalitatea e o treabă greu de obținut, o naibii de treabă. Păi lucrezi la ea? Păi asta ar trebui să fie munca noastră de zi cu zi. Dar trebuie. Cum aș putea să ies pe stradă să fiu un pic mai bine decât ieri eu personal ca om, ca să fie bine și pentru ea din jurul meu? Uitându-mă pe Facebook-ul tău și nu doar odată, ci așa, în mod repetat, zic, ai creat asta. Eu am zis că ai o imagine la cover, la Facebook cover, care e un pic diferită față de tot ceea ce vezi în momentul de față pe rețelele de socializare. Adică este... Ce este chestia aia? Ce? Ai ceva acolo, ai, nu știu, ești dat în judecată, ești părât? Ești... Da, deci pe mine guvernul, Viorica Dăncilă, care era prim-ministru României, primarul Capitalei, actuală primar al Capitalei, ministru de interne, ministru muncii și amanta domnului Liviu Dragnea m-au chemat împreună cu un coleg în instanță și vor jumătate de milion de euro de la noi. Pentru? De ce? Că au fost discriminate cumva de un text de-al nostru. Nu-mi spune titlul textului. Nu o spun. Dar spune dacă ți-a oferit satisfacție textul ăla când i-ați dat publish acolo. Nu. Nu în mod deosebit. Adică fac asta normal. Bă, lor le-a oferit o totală dezatisfacție. Dar, măi, știi cum e? E foarte interesant pentru că eu sunt curios cât de departe s-ar putea duce treaba asta și cât de... Eu cred că pot să apar la ONU cu discuția asta. Acum prim-ministru m-a dat în judecată de cel jumătate de milion de euro că l-am discriminat ca femeie aia fiind prim-ministru țării. Adică, și oricum am câștigat la jocul ăsta. Mai am înfățișare la un proces, într-un alt proces, ca altul s-a simțit ofensat și e pe 1 aprilie, la Înalta Curte de Casație și Justiție. Eu am câștigat la jocul ăsta de foarte mult timp. Eu mă duc la aia și discutăm dacă e ok sau nu să spun niște lucruri în public. De 1 aprilie, la Înalta Curte de Casație și Justiție, astea sunt discuțiile... A trebuit să fie interzisă ziua asta pentru lucrurile serioase. Astea sunt discuțiile pe care le avem în România, dacă e ok sau nu să vorbim. Dar, în principiu, mergem înainte, că acum 30 de ani mă băgau în pușcărie și mă băteau acolo. Nu e cum zice domnul Șora, știi că pe el l-au forțat să fie să lucreze pe un salariu foarte mare, dar pe unii oameni, sau pe domnul Pleșu, l-au forțat, l-au dus într-o vilă și i-au dat 3 mese pe zi. Comunismul a fost nasol, n-a fost atât de fain, cum cred, zice domnul Pleșu sau Dinescu sau ăștia. Au fost oameni care au avut păreri împotriva guvernului, i-au luat și au bătut în pușcărie până au murit, domnul Gheorghe Ursu. Da? A durat 20 de ani să găsim vinovații la treaba aia. Era nasol acum. Când întrebi oamenii care au trăit și înainte de 89 despre comunism, ai să vezi că nu există două categorii, două tabere, sunt foarte multe variante. Da. Sunt oameni care spun, băi, am trăit bine, oameni care au zis, am făcut foame, las că era ok, mă duceam în București și nu am niște salam de la niște oameni și mă mai descurcam. Frate, a fost nasol, că uite, trebuia să ascult radio în surdină sau... N-am trăit bine, acum trăim în cel mai bine, acum este cea mai bună perioadă a României. Exact. Și că s-a făcut un film, se numește Experimentul Pitești. Da. Și are o chestie foarte profundă, nu este o virgulă, nu este un punct, nu e o frază, e un dita mai semnalul de alarmă despre ceva ce se întâmpla nu foarte de mult în România cu oameni care erau mișto.
Da. Și când zic mișto, înseamnă mișto și aici. Da. Și la suflet și peste tot. Dar în fine. Hai să vorbim un pic despre PDF-urile astea, Word-urile. Ce vinzi tu cu ghilimele de rigoare pe internet? Pentru că tu mi-ai zis, hai, fă-ți și tu un pic research-ul, ca să nu mă chem în emisiune degeaba. Da, și mi-ai zis că asta, da? Și eu am zis că tu scrii. Știam cu toții asta, dar nu atât de mult că scrii fix SF, că te implici în chestii care sunt utile pentru România. Îmi părea că scrii doar chestii care sunt amuzante și din când în când să fii și serios, pentru că altfel omul nu te mai ia niciodată în serios. Da. Ei, eu, după ce am făcut experimentul ăsta cu cărțile în print, am intrat într-o lume de asta destul de neplăcută, care se numește lume artistică. Așa zisa lume artistică. Sunt niște oameni care sunt prinși într-o capcană de aia franțuzească, în care, în loc să facă cultură, vorbesc despre ea toată ziua, fără să știe ce e. Și eram într-o mega depresie, că nu mă vorbeau despre chestia asta. În cuticiu și am zis, băi, eu nu mai pot să fac chestia asta. Mi se pare foarte multe etape până să, nu știu, am scris o carte, până să ajung acolo, și foarte multe discuții. Marketing, unde o vinzi, unde... tot felul de aberații de-astea. Care ți-am mai spus și nu mă privesc lucrurile astea, n-ar trebui să mă privesc, n-ar trebui să știu legislație și de ce mă căpușează Nicolae Manulescu cu 2%. Și atunci am zis, eu scriu o carte și o public și cine vrea să o citească, să o citească. Și asta a fost de la Mizil la Lună. A fost prima carte, am publicat-o direct online și am zis, băi, uite, gratis, luați-vă, e o cărticică, are cam echivalent 180 de pagini. Citiți, vă place... dați un ban, nu vă place, ați citit ceva gratis, asta e, mai sunt oameni. Și am zis, vedeți că aia care plătesc, care îmi dau câte 5 euro, mi s-a dat între 2 și 100 de euro. Donații. Am zis, ăia nu plătesc numai pentru mine, ei finanțează și pe toți ceilalți care au citit-o gratis și poate n-au bani să o citească. Și atunci e bine, niște oameni au decis, îl plătim pe ăsta, ăsta scrie niște cărți, sunt plătit exact cât trebuie, adică nu am impresia că câștig prea puțin bani sau prea mulți. Și avem cărți gratis pentru cine vrea la un dat să citească, dacă e pasionat de una, de alta sau de fantasy-urile mele, de ce nu? Ia-mă de acolo, citești. Gratis. Toată lumea zice, știi, ai auzit de Irina Binder? Deci prin lumea asta a paraziților ăstea din cultură, că majoritatea oamenilor care lucrează în cultură sunt niște paraziți ai statului. Ei trăiesc cu impresia, trebuie să ne dea statul să ne facă cultură. Să nu spui că nu-ți place Irina Binder. Omule, Irina Binder trebuie medaliată de către statul de președintele Iohannis. Fii atent aici. Tu știi cât de greu e să convingi pe cineva să citească o carte? Vorbește cu un prieten de-al tău. Ți-a plăcut? Să o cumpere sau să o citească? Să o citească, pur și simplu. Ai un prieten bun și ai citit o carte bună și zici, bă, citești tu cartea asta că e bună. Și tu îl întrebi peste o săptămână și zic că, bă, n-am avut timp, am fost la o... Știi că se întâmplă astea. Oamenii inteligenți să-i convingi să citească. Bă, femeia a convins sute de mii de oameni în România să citească o carte. Cartea ei, cu fluturi. Nu discutăm calitatea, că nu mă interesează. Eu nu sunt critic literar, nu am bani de la stat, nu mă interesează. Eu sunt aia a făcut sute de mii de oameni care, în loc să uite la emisiunile care nu-ți plac ție sau mie, au zis, ia să citesc povestea lui fetei din fluturi. Așa. Păi și a stat și a citit o carte. Tu știi ce aia? Iohannis și alții fac campanii de sute de mii de euro cu, băi, citiți o carte cu ea, du-te în cinema, du-te acolo, se dau statisticile alea false, știi că tot timpul se dau statisticile false cu cât se citește în România, alea sunt false, poți să-ți arăte Eurostatul, n-au nicio legătură, noi nu citim cel mai puțin din Europa, suntem la mijloc, suntem bine, dau statistici de alea false, bagă bani, bagă nu știu ce să convingă lumea să citească carte. La un moment dat te agresează un autobuz. Ce faci, bă, de ce nu citești o carte, știi? Sunt de aia care se uite, domne, lumea n-ar citi o carte. Au devalizat magazinele, dar nu librăriile, zicea și domnul Șora, aș dădea și el cu părerea, ci că librăriile sunt ok, am fost la Humanitas. Stași, mă, din gură, comunistule. Irina Binder n-a făcut chestia asta, n-a țipat la oameni, băi, citiți o carte și așa. A scris o carte, a fost cea mai vândută carte din România, vreme de vreo 3 ani de zile a fost cea mai vândută chestie. Oameni a făcut sute de mii de români să citească o carte în loc să facă altă prostie. Femeia aia trebuie medaliată și restul și de unde bani? Tăiem banii de la România Literară, scurt, toate revistele culturale sunt finanțate cu 700 de mii de euro pe an. Știai asta? Nu știai. Afli nu știam. Acum. De fapt e mai mult, dar 700 de mii. GDS-ul, ia tăiați-mă banii, voi n-ați convins pe nimeni să citească. Dă lui Irina Binder, ia tu de aici.
Ia un Duster, uite, îi dăm de la statul român, îi dă un Duster nou. E puțin, mi se pare foarte puțin. Mă, nu contează. Aia, femeia aia trebuie respectată pentru această chestie. Tu nu poți să faci chestia asta, eu nu pot să fac. Eu nu am convins atâția oameni să citească. Eu am convins câteva mii. Aia convins. E foarte interesant felul în care tu ai văzut asta cu povestea cu Irina Binder. Da. Știi că la un dat se cumpăra cartea, acum să fiu și cu partea mai puțin plăcută. Se cumpăra cartea pentru că, bă, ce-i cumpăr omului de ziua lui? O carte, ce carte, că nu e nimic interesant. Hai că o iau pe asta, că am o schie bună. Dar nu înseamnă că nu s-a citit. Da, adică de asta am crezut că mergi pe, pe vreo cărare cu Irina Binder, zic, nu, la asta o să mă împotrivesc dacă zice ceva de rău. A fost jumate, poate jumate au fost cumpărate să fie cadouri, dar nu contează. Dar oamenii citesc bloguri, oamenii citesc Facebook, oamenii citesc imagini de Instagram, oamenii citesc giveaway-uri, oamenii citesc, nu știu, nu mai citesc, subtitrarea de la filme, seriale. Da. Și prea mult. Nu e deja prea mult pentru unii, că, bă, frate, deja mi-am pusit ochii, gata, iar citesc acum, nu mai. Citeau părinții noștri la lumina lumânării, la lumina lămpii. Deci acum scrisul nu mai merge. Este cea mai rapidă metodă de transmitere a informației în continuare. Pentru că eu din voce sau din alte chestii nu pot să fac ce pot să fac din scris. Eu pot să scriu în două, trei fraze niște chestii și pentru că știu cuvintele cheie, tu îți completezi cu imaginația, știi? Cam așa funcționează scrisul. Uh-huh. Și a doua chestie este scrisul, este cititul, este una din ultimele activități solitare ale omului. Există obsesie să fim toți social, prieteni și nu știu ce, toată ziua. Nu poți să joci un joc fără să-l joci cu 5 prieteni. Trebuie să fim, toate reclamele sunt cu oameni care ies în oraș. E importantă faza cu solitudinea. Mulți oameni au practicat tot felul de sihaștri, de yogin, de ce vrei, știi? E o idee să te duci să fii un pic singur. Și cititul asta e, trebuie să o faci singur, dacă citești. Nu mai faci singur, că pui poză, fragment, uite ce am găsit, nu mai nimic. Dar știu de ce, eu înțeleg senzația omului care se apucă și citește și e singur. E doar el acolo, nu poți. Trebuie să o citești, trebuie să stai... Cum? E singur cu toate personajele din carte? Ești singur și cu autorul care din când în când te mai zgâlție, îți mai spune ceva? Faci saltul ăsta cu mine? Păi, cum ar fi? Că asta e marea șmecherie cu scrisul. Vrei să spun o poveste frumoasă apropo de România nasoală și scris și alte chestii? Sunt cărțile alea apoi, da? Dar foarte pe scurt, cel că mai timpul nas... fuge. Da? Trebuie să fuge foarte tare și mai avem aș n-aș vreau, vezi pancartea aia pe care tu stai. Cel mai nasol an din istorie a fost considerat de paleologi, nu știu ce, anul 536. În anul 536 au fost niște erupții de vulcan de apă în Finlanda, naiba știe ce s-a întâmplat și a fost beznă vreo 18 luni. A fost întuneric pe pământ, noapte. E un cronicar bizantin care spune, zice, soarele s-a văzut ca luna, un an întreg. Deci știi cum vezi luna pe cer? Așa era și soarele. Păi un an jumate de noapte. Undeva pe aici, în țara românească, pe aici, nu știu, era un om care stătea în fața unui sat de la nenorocit, de lemn. Știi cum erau satele pe atunci? Câteva case, un fel de biserică, un han. Stătea cu o sabie în mână, avea niște țoale rupte pe el. Și mai avea câțiva de ăștia, tremurau de frică, era 1 decembrie. Și se uitau în ceață, că nu era nimic. Și din ceață ce crezi că veneau? Băi, veneau ăia călăreți, oameni călare, invadatori, avari, gepiți, naiba știe, că tot veneau ăștia pe aici. Și ăla stătea cu o sabie în mână, s-a uitat la ea în spate, s-a uitat la satul ăla nenorocit și când au ieșit ăia din umbre, s-a dus cu sabia pe ei să-i bată, bă, în cel mai nasol an din istorie. Și știi cine e omul ăla? Strămoșul tău, că altfel nu eram aici să purtăm discuția asta. Cine zine? Păi strămoșul tău. Strămoșul meu, strămoșul tău. E unul care a trebuit să stea în cel mai nasol an din istorie cu sabia pe aici ca noi să fim în continuare. Ne certăm că nu ne place România. Și că nu ne place cititul și că nu ne place alte chestii. Mai avem o sabie, dar când sunt lucrurile foarte serioase, stăm cu telefonul în mână și dăm share. Nu. Și dăm mesajele pe WhatsApp. Da, dar tot timpul trebuie să te gândești la ăla, că ăla avea toate motivele să zică, băi, eu plec de aici, eu plec. Avea oraș în jurul lui, avea locuri unde se ducă. Era Constantinopol, un oraș minunat. Era Roma, erau alte chestii. Dar nu, ăla a zis, nu, frate, eu stau aici la Târgoviște. Stau la Blejoi. Era unul la Blejoi în anul 500 cu o sabie în mână care a zis, eu apăr chestia asta pe aici, nu mă interesează foarte mult. Ce ziceți voi? Băi, dar vezi că vine aia din cealaltă parte a planetei călare, cu săbii mâini, cu arcuri, cu nu știu ce, să te jefuiască, să te fure și n-ai văzut soarele de un an jumate. Ce cauți aici? De ce mai stai?
Și dacă nu stătea ăla aici, noi nu mai comentam. Punem mâna pe pancarta aia. Noi nu vorbeam în latină, ești nebun? Noi vorbim în latină. Că unul se credea, ăla se credea, el credea că este urmaș al Imperiului Roman. El credea că l-a lăsat Traian aici. Dacă asculți ce vorbeau ăstea domnitorii din călătorii străini în țările române, îi întrebau pe ăștia pe aici, bă, voi ce faceți pe aici? Ce căutați? De ce vorbiți latina asta stricată? Și sunt documente. Și ea spuneau, a, păi noi suntem romani. Noi suntem aici din legiunea lui Traian, am rămas aici și așteptăm să facem ceva, nu știu. Fii atent, o să fim foarte pe rapid, pentru că n-avem cum altfel. Răspunzi prima dată pancarta, da, după care un pic din explicație. Da. Și provocarea este să ne răspunzi, cred că, în vreo 10 secunde la fiecare dintre întrebări, okay, tocmai ca să parcurgem cât mai mult din conținut. Bine? Da. Hai să începem. Aș n-aș vrea, de bună voie și nesilit de nimeni, să... Uite cum se păi, dar zi ce trebuie să fac. Păi, ai răbdare. Să plec în străinătate, să mă stabilesc acolo, că e prea mișto țara asta și nu vreau, nu se mai agață de mine. Repede, aș n-aș vrea. N-aș vrea. Arată mai bine ca la proteste, rog mult. Așa, perfect. Bun, n-aș vrea pentru că, rapid, mie mi-ai zis, da, chiar și așa. Păi, sunt mult prea multe posibilități aici și aici am... E genetic în mine, primul lucru. E patriotism din ăsta, rar îl mai văd. Dă-l mai departe, te rog. Omule, vorbim foarte mult de chestia asta constant. Dacă când vorbești cu unul, primele trei chestii pe care le spui, te spune că ești bărbat, ai o prietenă, ai nu știu ce și dacă intră în discuție și că ești român. Vorbim toată ziua despre cum sunt românii, sunt bine, sunt răi, sunt naiba știe. Dacă plec acolo, trebuie să renunț la toată treaba asta. Și am muncit prea mult pentru ea, nu știu, mă distrează. Îți place România. Aș n-aș vrea să câștig foarte mulți bani cu foarte puțină muncă. Atenție, nimic ilegal, imoral sau indecent. Nu. Repede, arată, e foarte bleagă pancarta aia, trebuie o flutur ca lumea, adică e un aș vrea. E o burtieră acolo care din când în când mai strică din poveste, pentru că n-aș vrea. A citit toate poveștile oamenilor că banii n-aduc fericire e o manere, și nu lipsa de muncă. Încă o chestie, munca e cea mai faină chestie pe care poți să o faci, că dacă stai degeaba, o înnebunești. Dar dacă poți să muncești în ceva, n-ai baștie, fă ceva. Fii meșterul, Manole, construiește o cozie, nu, mănăstirea Argerului, fă ceva. Și o găsești pe Ana pe Tinder. Aș n-aș vrea să plec într-o vacanță, într-un city break, cu o persoană pe care nu o plac, nu o suport, persoana trebuie să fie de sex opus, cam de aceeași vârstă cu tine și, mamă, deci chiar să-l aibă cu scrisul. Da. Știi că la noi tinerii de obicei se opresc, după 20 și un pic de ani nu mai au curaj să zică aș vrea. La tine e pentru că... Ar fi ceva interesant de vorbit. Traume emoționale sau ce? Am avea ce vorbim. Acolo este în sfârșit un obstacol. Poate găsim ceva la mijloc unde să putem discuta pe același subiect. Dacă facem un sistem, de ce nu? Ar fi interesant. Aș n-aș vrea să schimb ceva în viața mea. Bine, zile, repede. Zi așa, așa. Țigări, băutură, mai mult sport... Un regim de viață mai sănătos, știi cum e? Și mai sănătos de atât? Doamne, pentru că tu dai lecții pe internet despre, bă, numai așa, nu aia, de foarte multă vreme. Ce? Deci consecvența pe care tu o ai arată... Da, se poate și mai... Și mai bine. Da, deci vrei să fumatul este un daiu. E ok, noi avem un coleg, Nelu, ți l-am prezentat înainte de emisiune, Nelu s-a lăsat acum de curând, poți să începi și tu un cu el. Un viciu prost, fumatul, vorbesc serios. Păi deci că tinerii fumează, cam toți, adică... Cine? Tinerii. Da, nu fumați. Așteptați și voi, sunt droguri mult mai bune. Mergeți la București, acolo se găsesc. Vă știu deja. Aș n-aș vrea ca toată lumea din jurul meu, toată, să mă laude tot timpul. Nu. Vezi că e timid? Deci e foarte timid când arată. Zii repede explicația, pentru că... Nu știu, dacă te laudă toată lumea, nu mai știi când greșești, ești nebun la cap. Tu trebuie să știi când greșești, pentru că... Da, ăsta e skepticul. Noi știm că, până la urmă, ăsta e răspunsul corect, dar... Nu ți-ar plăcea măcar o dată așa să se inunde așa toate canalele de socializare cu Eftimie cel mai tare? Nu, că n-aș ști ce să fac. Asta e, nu știi cum să... Nu știi cum. Unde pui toate laudele alea, cum reacționezi? Nu e așa că ești mult mai obișnuit să se spună, bă, nu-i bine ce faci treaba aia, da, că începi să te gândești. Poate e bine, poate nu-i bine. Și ai mai grav, o metodă pentru că dacă de 24 de ore, să spunem, primești laudele și apoi se taie firul, intri direct în depresie. Frate, dar eram acolo, eram cu ei, acum sunt singur, nu e bine. Eu nu știu ce să fac când mă laudă cineva, că zice, bă, ești foarte bun. Și eu zic, da, și ce nu laudați pe Eftimie. Ce facem cu chestia asta? Nu știu, ne ajută? Că nu mă ajută, mai bine donează. Ultima întrebare, fără complezențe, aș n-aș vrea, doamne, să mai vin în emisiune. Da. Și explicația, pentru că
Păi eu zic că am avut o discuție interesantă și ne uităm și noi acum, dacă s-a uitat cineva și dacă îi pasă și dacă cineva a descoperit, zice, bă, poate omul ăla nu e complet aberant, așa, nu știu, poate mai venim într-un weekend mai. Și zine unde găsim cărțile astea semi-gratuite, că am înțeles că putem să donăm dacă... Da, gratuite. Deci căutați pe net Primăvara Vampirilor. Primăvara Vampirilor. Da, căutați pe internet. A fost foarte greu să găsesc o legătură între tine și Primăvara Vampirilor. Deci n-am înțeles deloc, a fost mai rău decât un, nu știu, o antiteză din asta, era groaznic, zic, Primăvara Vampirilor, pe urmă Eftimie, care legătură? Da, căutați Primăvara Vampirilor, acolo este o cărțulie foarte scurtă, are vreo 30 de pagini, puteți să citiți, este despre epidemia de vampirism care a prins România și cum autoritățile sunt total nepregătite în rezolvarea problemei vampirilor. Și știi fazele, cu Raed Arafat, care nu și-a făcut treaba cu de ministrul... SF, da, SF. Bine, mă uitam, dacă vrei. Să vrei. Și Eftimie. .net. .net, da? Da, mai multe informații despre ce faci tu, da. Eftimie.net și pe urmă te mai știm și din alte spații, din alte jocuri din astea de cuvinte. Eftimie, mulțumim tare mult pentru prezența în emisiune, succes în continuare, serios, faci o treabă foarte bună și ești un exemplu pentru tinerii care probabil se apucă acum de scris, se apucă acum de citit, se apucă acum de influențat la un alt nivel. Invitat în seara asta... Spoiler, o să fie greu. O să fie greu. N-are sute de milioane de vizualizări, nu are urmăritori care să îl laude de dimineață și până seara, dar se ține treaba, la fel să face și voi, să nu vi se pară că România nu este fascinantă, ba este, și dacă nu vă convingeți din prima, uitați-vă la emisiunea asta de mai multe ori și de mai multe ori la asta cu Eftimie. John, să ne auzim și mâine de la 19, până atunci numai bine. La revedere!